În secolul al 23-lea, războiul, suprapopularea și poluarea au devastat lumea, așa că acum supraviețuitorii trăiesc într-un oraș uriaș care a fost izolat de natură. Societatea de aici trăiește doar din plăcere și este condusă de inteligență artificială pentru a nu fi nevoită să muncească. Acest computer se ocupă chiar și de reproducere și niciunul dintre copiii pe care îi produce nu este crescut de părinții lor. Fiecare persoană se naște cu o piatră prețioasă pe mâini, care schimbă culoarea pe măsură ce îmbătrânește, iar culoarea roșie indică faptul că urmează să împlinească 30 de ani, vârsta la care toată lumea trebuie să fie terminată. În acest fel, computerul poate ține populația sub control. Ritualul de terminare se numește carusel, iar rezidenții nu-l văd ca pe o moarte, ei cred că sunt reînnoiți și readuși la viață ca bebeluși. Acesta este motivul pentru care numele tuturor au numere pe ele. Uneori există oameni care află secretul și încearcă să scape înainte de a fi uciși, iar acești rebeli sunt cunoscuți sub numele de alergători. Pentru a împiedica să evadeze, computerul creează oameni de nisip, care sunt echivalentul poliției. Unul dintre aceștia este Logan 5, care se oprește la grădiniță pentru a-l vedea pe Logan 6, un bebeluș care s-a născut din sămânța pe care a donat-o el. Cu toate acestea, prietenul său Francis 7 activează intenționat alarma, amintindu-lui Logan că nu este bine să fie curios. Apoi, doul se alătură mulțimii, care va participa la evenimentul carusel din această lună, care este o distracție pentru ei. În timp ce oamenii de nisip poartă uniformele lor negre, civilii poartă haine care se asortează cu culoarea pietrelor, așa că oamenii de nisip știu să fie cu ochii pe cei care poartă roșu, în caz că încearcă să fugă. Când începe ritualul, victimele intră pe scenă în timp ce poartă măști și stau în jurul unui lotus uriaș, apoi scena începe să se miște în cerc și să facă victimele să plutească în sus. Unul câte unul, oamenii mascați sunt uciși cu o mică explozie, în timp ce oamenii aclamă. Logan și Francis se distrează copios, dar deodată primesc un mesaj că există un fugar care încearcă să evadeze, așa că se duc imediat după el. Logan folosește un scanner pentru a găsi prezența fugarului și imediat ce-l văd, deschid focul. Începe urmărire prin instalație, iar ei încep să râdă de fiecare dată când trag, bucurându-se să facă un fugar să sufere. În cele din urmă, bietul om este încolțit și cade în gol. Logan folosește scannerul pentru a face o verificare și observă că tipul și-a schimbat fața. În timp ce așteaptă să se facă curățenie, Logan confiscă bunurile fugarului, inclusiv un mic anc de metal. În curând, echipa de curățare sosește și folosește un aparat special pentru a vaporiza cadavrul în câteva secunde. După aceea, Logan se duce în luxosul său apartament și folosește o mașină pentru a invoca o persoană cu care să se distreze. Mai întâi apare un bărbat, dar Logan îl schimbă rapid cu o femeie și o întâlnește pe Jessica 6, care poartă un colier anc. Când Logan încearcă să devină jucăuș cu ea, ea spune nu pentru că se simte tristă, după ce și-a pierdut un prieten în carusel. Logan nu înțelege și este deranjat când Jessica spune că terminarea este egală cu uciderea. El insistă, dar fata refuză din nou, explicându-i că vrea doar să vadă cum trăiesc oamenii de nisip. Vrea să știe de ce este greșit să fugă, iar Logan o mustră imediat, amintindu-i că este greșit să pună astfel de întrebări. El se îngrijorează că ea poate fi o alergătoare, dar este încă tânără și nu va fi roșie până la anul. Conversația lor este întreruptă de Francis, care sosește cu două fete pentru a se distra. Jessica iese în grabă din cameră, în timp ce Logan se alătură grupului. A doua zi, Logan dă peste un coleg sângerând și află că în timp ce se ducea după alergător, a fost atacat de pui, un grup de adolescenți rebeli. Ulterior, ei intră în cartierul general, în timp ce discută despre schimbarea feței, deoarece fugarul der și-a făcut în ultima zi. Asta îl face pe Logan să se întrebe dacă nu cumva oamenii din clinică ar putea ajuta rebelii. Apoi predă toate obiectele confiscate, ceea ce ia mult timp computerului să le scaneze decât de obicei. Dintr-o dată, inteligența artificială îi spune să se așeze și să identifice simbolul ANC, dar Logan nu l-a văzut niciodată înainte. Apoi îl întreabă despre cuvântul sanctuar, pe care nici Logan nu l-a auzit niciodată. Vocea îi spune că ANC și cuvântul sanctuar au fost conectate la 1056 de fugari care nu au fost încă prinși, dar Logan nu crede că acest lucru ar trebui să fie posibil și se întreabă dacă vreunul dintre ei a fost reînnoit de la carusel. Ea nu răspunde, iar Logan începe să suspecteze dacă reînnoirea a fost vreodată reală. Dintr-o dată, computerul îl lasă pe Logan să penetreze sigiliile orașului și să părăsească domul pentru a-i prinde pe toți fugarii, dar Logan este din nou confuz, deoarece se presupune că nu există nimic afară. Vocea nu răspunde nici la această întrebare și ordonă lui Logan să se prefacă a fi un fugar pentru a putea găsi și distruge sanctuarul. Atunci când îi atrage atenția că bijuteria îl va da de gol, vocea îi elimina în din viață, astfel încât bijuteria să indice faptul că va muri în curând. Logan intră în panică și vrea să știe dacă le va primi înapoi după misiune, dar computerul îi spune să ia ancul și să plece înainte ca acesta să se oprească singură. Confuz și deranjat de această întâlnire, Logan se duce la Francis și îl întreabă dacă a văzut vreodată pe cineva să fie reînnoit, dar Francis crede că este doar o întrebare stupidă. Ulterior, Logan o cheamă pe Jessica în apartamentul său și arată starea în care se află bijuteria lui, spunând că vrea să fugă. Jessica este precaută
ascultă și se preface că nu știe nimic, așa că Logan îi arată ancul care se potrivește cu colierul ei și folosește cuvântul sanctuară. Cu toate acestea, Jessica își dă seama că a omorât un fugar pentru a obține acel lucru și nu crede că intențiile lui sunt bune acum, așa că pleacă pur și simplu. Logan o urmărește discret, dar o vede doar ieșind cu niște prieteni. El nu știe că aceștia sunt un grup secret de alergători care îi spun lui Jessica să-l ucidă pe Logan pentru că știe prea multe. Ceva mai târziu, Jessica îi spune lui Logan că îl va ajuta și îl aduce la sala de jocuri, dar înainte de a-l putea ucide, Logan este informat de un alt fugar. Jessica merge cu el pentru a-l găsi pe rebel, iar în drum spre el, se întreabă dacă este adevărat că puii sunt atât de sălbatici pe cât se spune, deoarece s-au născut din crescători. Își dorește să o fi cunoscut pe mama ei, lucru pe care Logan îl găsește amuzant. În cele din urmă ajung la stația catedral, care este o rezervație pentru criminali violenți. Zona este într-o stare jalnică și în timp ce amândoi se uită în jur, sunt surprinși să găsească o fetiță care îi spune lui Jessica să nu se teamă și apoi fuge. Jessica vrea să meargă după ea, dar Logan crede că poate fi o capcană. Folosindu-se de scannerul său, Logan o găsește pe fugară, dar înainte de a se putea mișca, pui sarcii înconjoară, amenințând cu violența. Logan spune că îi pare rău pentru ei și începe să le pună la îndoială logica, deoarece nimeni nu mai rămâne aici după ce împlinește 16 ani, ceea ce îi face pe pui să încerce să-l facă să tacă. Totuși, când Logan începe să tragă cu arma, aceștia se sperie și fug imediat. Ulterior, Logan își folosește din nou scannerul și o găsește pe fugară, care încearcă să se apere. Logan o surprinde spunându-i că vrea să o ajute și arătându-i ancul, fără să știe că Francis a ajuns și el și aude totul. Fugara nu știe nimic despre sanctuar, așa că Logan îi dă ceva pentru protecție și apoi pleacă împreună cu Jessica. Înainte ca fata să poată reacționa, Francis iese și o ucide. La ieșire, Jessica îi spune că acum îl crede și că nu-l va ucide, dar refuză totuși să-l ducă la prietenii ei, pentru că aceștia nu vor respecta un om al nisipului. Apoi Logan anunță că vrea o față nouă și merg la centrul de chirurgie, care ajută în secret pe fugari. Când Jessica îi spune doctorului că Logan vrea să alerge și el, acesta nu crede că un om al nisipului poate face așa ceva. Logan se întinde pe o masă specială și pentru a dovedi că procedura este sigură, doctorul îi face o tăietură pe fața lui Logan și o vindecă instantaneu. Când procedura este pe punctul de a începe, doctorul primește un telefon care îl face să se întoarcă împotriva lui Logan, așa că oprește vindecarea și folosește laserele pentru a-l ataca. Jessica observă și îl împinge pe doctor de la comenzi, în timp ce laserul îi taie pieptul lui Logan, făcându-l pe acesta să sară de pe masă și să încerce să deschidă focul. Doctorul intră și începe să se lupte cu el, așa că Logan îl împinge pe masă și lasă aparatul să-l ucidă, în timp ce el fuge cu Jessica. În acel moment, Francis apare pentru a-i opri, dar Logan îl doboară și continuă să meargă. Francis își revine rapid și începe să-i urmărească, așa că Jessica îl duce pe Logan printr-un tunel secret din magazinul de dragoste. Acolo văd o mulțime de chestii, iar muncitorii încearcă să le distragă atenția, dar duo-ul pleacă pe ușa din spate, în timp ce Francis îi urmărește. În cele din urmă ajung într-o zonă abandonată, iar Logan activează în secret dispozitivul de urmărire pentru a-i alerta pe colegii săi. Când fugarii apar, îl înconjoară pe Logan cu sulițe în flăcări, pentru că nu cred că el chiar fuge, dar în acel moment apare secretara doctorului și le spune că a văzut că un alt om îl urmărea pe Logan, ceea ce dovedește că este un fugar. Grupul îi permite lui Logan să ia tunelul spre sanctuar și chiar dacă Jessica mai are câțiva ani de trăit, vrea să meargă cu el. Dintr-o dată, un zid explodează și oamenii de nisip intră, ucigând orice fugară. Logan fuge cu Jessica, în timp ce trage înapoi pentru a o proteja și dă peste Francis, care îi spune să ucidă pe Jessica pentru a-și dovedi loialitatea. Logan trage pentru a-l speria și cei doi încep să alerge din nou până când ajung la ușă, care necesită un anc pentru a deschide. Jessica scoate colierul, dar acesta cade în apă, așa că Logan îl folosește în schimb pe cel pe care l-a luat de la fugarul mort. Ușa se deschide și doul traversează chiar înainte ca acesta să se închidă din nou, lăsându-l pe Francis afară. Acesta vede însă colierul lui Jessica în apă și recuperează pentru a deschide ușa, urmărindu-i din nou. Între timp, doul este șocat să găsească un țarc de reproducere cu pești înăuntru și li se pare sălbatic faptul că oamenii mâncau. În timp ce se deplasează mai departe înăuntru, sunt găsiți de Francis, care deschide focul și distruge un rezervor de apă care în curând inundă coridorul. Apoi împinge în jos pe amândoi, dar reușește să se agațe de scări și să găsească o ușă pentru a scăpa. Ajung într-un lift care urcă imediat și duce într-o cameră înghețată, plină de statui de gheață și blănuri. Dintr-o dată apare un robot înfiorător pe nume Box, care spune că are mâncare pentru ei și că este o fuziune între mașină și om. Logan și Jessica vor să afle despre sanctuar și despre ceilalți alergători, așa că Box îi duce pe un alt coridor pentru a le dezvolui o întorsătură dezgustătoare. Toți alergătorii au fost înghețați pentru a fi folosiți ca mâncare. Această cameră era locul unde se livra mâncare, iar când nu a venit mâncare și au început să apară oameni în locul ei, Box nu a văzut diferența. De fapt, Box vrea să-i recolteze și pe Logan și pe Jessica, așa că are loc o luptă, în timpul căreia Logan trage de câteva ori cu pistolul său. Câteva gloanțe rătăcite lovesc peștera și aceasta începe imediat să se prăbușească, așa că Logan și Jessica se folosesc de această diversiune pentru a fugi. O iau pe un tunel mai puțin rece și în cele din urmă găsesc pe cer o minge uriașă și fierbinte, pe care nu o recunosc ca fiind soarele, dar care îi face să realizeze că sunt în sfârșit în afara domului orașului. Ei încep să coboare pe munte, experimentând cum este să mergi pe un teren natural accidentat și obosind repede. Când
Jessica se așează pe o stâncă, se sperie când o șopârlă mică atinge piciorul și spune că urăște totul. Logan o calmează și o convinge să continue să meargă mai departe, fără să știe că Francis încă îi urmărește. După ce se opresc să se odihnească pentru noapte, găsesc în cele din urmă un râu și decid să fac o baie. Atunci descoperă că pietrele lor sunt complet albe, ceea ce înseamnă că inteligența artificială nu poate ajunge aici. Pentru a sărbători, Jessica acceptă în sfârșit să se întâlnească cu Logan. Ceva mai târziu, ei observă niște clădiri în depărtare și se duc spre ele, dar sunt dezamăgiți să vadă că totul a fost abandonat și preluat de natură. De asemenea, găsesc memoria lui Lincoln și sunt confuz de forma feței lui Lincoln până când își dau seama că așa arată oamenii bătrâni. Continuă să cerceteze zona și găsesc câteva morminte, dar nu știu ce sunt. Dar când citesc cuvintele soț iubit și soție iubită, nu le înțeleg nici pe acestea. Apoi intră în camera senatului și aud un zgomot, doar că sunt speriați de o pisică alergând. Mai departe înăuntru, găsesc și mai multe pisici și cea mai mare surpriză, un bătrân. Omul nu-și amintește cum se cheamă și nici nu știe despre oraș și nici nu are piatra de la mână. Logan și Jessica sunt fascinați de părul lui alb și de riduri, pe care Jessica le numește crăpături, deoarece le atinge pentru a ști dacă îl doră. Bătrânul a crescut cu părinții săi, care acum sunt morți, dar nu a văzut alți oameni, în afară de unul sau doi trecători întâmplători, ceea ce înseamnă că sanctuarul a fost întotdeauna un mit. În timp ce bărbatul le arată tablouri cu oameni bătrâni, brusc apare Francis și o ia o statică pe Jessica. Logan încearcă să-i distragă atenția, făcându-l să se uite la propria mână, dar când Francis vede că bijuteria lui este curată, refuză să vadă adevărul și începe să se lupte cu Logan. După ce se lovesc de reciproc cu cărți și mobilă, Francis îl atacă pe Logan cu un stâlp de steag, dar Logan îl dezarmează rapid și îl doboară cu propria armă. Simțindu-se rău pentru el, Logan se duce lângă prietenul său, iar Francis observă piatra prețioasă clară, ceea ce îl face să creadă că Logan a fost reînnoit. Apoi Francis moare în brațele lui. Bătrânul îi învață ce este un mormânt și îl înmormântează pe Francis în cimitir. După aceea, Logan spune că vrea să-l aducă pe bătrân în oraș pentru a dovedi că sistemul lor este o minciună, dar Jessica nu crede că situația se poate schimba și vrea să rămână acolo. Ea l-acuză pe Logan că vrea doar să ucidă mai mulți oameni pentru a se răzbuna, dar el îi spune că este opusul, că vrea să-i salveze de carusel, așa că Jessica și bătrânul acceptă să plece. A doua zi dimineață, trioul își începe călătoria înapoi în oraș. Bătrânul le împărtășește o mulțime de povești vechi, iar când se opresc să se odihnească, le explică ce sunt cuvintele soț și soție. Lui Logan și Jessica le place și decide să se numească unul pe celălalt așa. Ceva mai târziu, ajung la o hidrocentrală care furnizează apă orașului, așa că bărbatul va trebui să aștepte afară, în timp ce Logan și Jessica se furișează înăuntru sărind în apă. Ei înoată prin câteva rezervoare și în cele din urmă ies printr-un bazin, ceea ce le permite să ajungă în oraș chiar la timp pentru un alt carusel. Duo-ul arată mulțimii bijuteriile lor clare și le spune adevărul, dar mulțimea ignoră crezând că sunt nebuni și în cele din urmă sunt arestați. Duo-ul este dus să vadă inteligența artificială pentru interogatoriu, iar o tehnică cunoscută sub numele de surogat este folosită pe Logan pentru a se uita în subconștientul său și a descărca date din mintea sa. Când computerul întreabă despre sanctuar și despre alergători, mintea lui Logan continuă să repete cuvinte, precum nu există niciun sanctuar, om bătrân, ruine vechi și toți înghețați. Inteligența artificială continuă să pună aceleași întrebări, pentru că are impresia că aceste răspunsuri sunt contrare faptelor stabilite, iar faptul că vede amintirile din mintea lui Logan care confirmă acest lucru, determină supraîncărcarea inteligenței artificiale. Mașina le liberează pe Logan și când oamenii de nisip încearcă să-l prindă din nou, acesta îi împușcă rapid și termină de distrus computerul în timp ce pleacă. Dintr-o dată, toate clădirile încep să explodeze, iar oamenii intră în panică, alergând speriați, iar unii sunt uciși de dărâmături. Sistemul care cedează înseamnă că și orașul este deschis, iar mulțimea îngrozită reușește să iasă afară, unde îl întâlnește pe bătrână. Toată lumea este fascinată de înfățișarea lui și încearcă să atingă ridurile, în timp ce Logan și Jessica privesc cu mândrie începutul unei societăți mai bune. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare!